Avem răspunsul la întrebarea unde fugim de caniculă. Chiar și în zonele cu cod roșu găsim oaze de răcoare. Pe Valea Lotrului, în Vâlcea, spre exemplu, un loc numai bun pentru vacanțe cu rolota sau la Câmpul Lung Moldovenesc. Acum că știm unde să evadăm, ne mai trebuie doar câteva zile libere. La Câmpul Lung Moldovenesc, orașul de la poalele Rarăului, înveți să te bucuri de orice temperatură sub 35 de grade Celsius, pragul caniculei. Este ora amiezii, iar în centrul municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, oraș de munte, termometrul arată 32 de grade. Zona are obiective turistice și peisaje superbe, care atrag vizitatori din toate colțurile țării. La aproape o oră distanță, tot în Câmpul Lung Moldovenesc, în schimb aici, la cheile Marea Dracului, temperatura este ideală. Termometrul arată 23 de grade. Avem Moara Dracului, acel defileu absolut grozav în care legenda spune că era o moară în care pietrele măcinau invers făina și cumva putea întineri, între ghilimele. Răcoarea mult așteptată o găsești și pe traseul Izvorul Alb, care duce spre vârful Rarăului. Răcoare, aer curat și liniște găsești și pe Valea Lotrului, în Vâlcea, un loc perfect pentru vacanță cu rulota. Am venit de la 42 de grade la 22, este super. Aici am căsuța mea pe roci, unde mergem și vedem un colț frumos și plăcut, acolo ne oprim, a declarat un turist. Suntem foarte impresionați pentru că iubim muntele, venim dintr-o zonă de munte, dar din Polonia, spune un turist din Polonia. Aproape toată țara este sub cod roșu de caniculă până miercuri, relatează observatornews.ro.